Hei, salutare prieteni, aici Horror. Astăzi vom continua aventura clanului nostru, Horror Clan, care l-am numit așa, care s-a stabilit pe marginea acestui râu. Deci, ultima dată v-am arătat cu cine a dat la început, ne-a dat cu niște construcții de ale lor, așa a început misiunea. Și am început să construim această construcție de uscat piei și încă n-a terminat de construit această construcție cu... Era un fel de totem, schelet. Și am distribuit zonele de muncă. Culesul pietrelor, culesul... crengilor, culesul, toate resursele care sunt în prejur, inclusiv pescuitul și vânatul. Este zona de vânătoare acolo. Pănesc că pe acesta, fiind un ren sau un cerb, va fi vânat de către și ne-a venit mesaj că un nu știu ce ne-a scăpat. Adică vorba despre ăsta. Era vizat să a fi vânat, dar a scăpat. Și sper să vâneze și ceva până la urmă. Din câte văd, această persoană vine cu carne după el. Deci a vânat pe undeva ceva. Da, pe aici. Cu carne pe jos, deci pe aici a vânat un animal. Vreau să vă explic că punctele acestea de knowledge, cunoștințe, ne cresc odată cu vânatul animalelor, când construim ceva pentru prima oară, pentru a cincea oară, pentru a zecea oară, vânăm 5 animale respective, tăiem 5 copaci, așa mai departe, tot ne cresc punctele respective, folositoare pentru a dezvolta tehnologiile necesare, pentru că nu le avem. Dar să ne uităm ce construcții ne trebuie și nu le avem făcute, deci avem asta de stocat, care încă nu e plin, dar va fi în curând plin. Ăsta care fabrică tot felul de obiecte, ăsta de lemne, trebuie să facem una de grămezi de pietre aici. Nu avem grămezi de pietre. Deci avem de lemne, dar nu de pietre. Aici. Și ce am mai putea construi, ce nu avem? Corturi avem 3 pentru un cap, e cât un cap pentru un cort. Trei persoane în cort. Și noi avem 3 corturi. Deci trebuie să mai facem unul cu liratoriu. Mai facem un cort. Ca să fie 12. Total. Aici nu încape, nu încape. Abia aici încape, nu. Ok. Aici. Puteam să fixez intrarea. Cosanuez? Da. Cum să fixez intrarea aici? Despre centru. Deci, făcând acest cort,
Vom avea loc pentru 12 persoane. Am dat. Zice că nu avem spațiu pentru toți. Dar când vă face ăla, vom avea pentru 12. Unul e în plus. Ar putea să ne mai vină încă o persoană de undeva, ce știu eu. Din exterior, am putea găzdui pe cineva. Totuși să mai facem și încă unul de rezervă. Nu? Părerea mea. A. Aici. Așa. Cam câte resurse mănâncă, da? Sunt la uscat. Presupun că eu cred că toți oamenii sunt plecați la vânătoare. Nu știu pe unde. Ce sunt astea? Bizoni. Asta? Bizon și el. Toți sunt plecați la vânătoare pe undeva. Timp să aute mamuții. Ce frumos sunt. Ha? Facem cu nostru. Ce nevoie au de bețe? Bețe avem aici și de ce s-a întâmplat? Este somn. Du-te la culcare dacă te somn. Așa, du-te la culcare. După cum vedeți, fiecare personaj are o bară cu tot felul de condiții. Asta e viața, asta e cât de mâncare, e foame la personajul ăsta. Hidratația. Apă deocamdată o să bea pe la râu, nu ce să... Nu avem fântâni deocamdată. Temperatura. Stamina, cum ar veni energia lor, fatiga și moralul. Odată cu fatiga, când stau cam prost, trebuie să doarmă. Am dat prea mult de lucru. N-a făcut mare lucru, dar în evul mediu, preistorie, nu în evul mediu, totul era mult mai greu. Deci... Având ocazia să putem face o tehnologie, trebuie să vedem ce tehnologie am putea să facem prima dată. Eu zic să facem prima și prima dată de a usca mâncarea, ca să o putem conserva mai mult timp. Asta este primul lucru care ar trebui să-l fac. Și chiar să-l construiesc. Să-l construiesc. Unde să-l construiesc? Aici îl construiesc. Casa asta e aproape gata. Stai obosit, schimbați locul. Mai sunt doi în casa aici, să ordonez. Pe ceva de mâncare. Ok. După
cum vedeți, ne spune că când am cules 10 de mâncare, mi-a mai dat un punct de cunoștință. Și tot așa, despre asta era vorba când vă spuneam. Vânez 10 cerbi, iar mai dă. Fac 10 case de astea, îmi dă. Și tot așa. Sunt anumite momente când îți dă anumit număr. Bun, deci pieile cresc, pești, mâncare am un pic mai multă, dar vegetale nu prea. Vegetalele o să cam lipsească până nu o să facem agricultura. Mai este și asta obosit, care pietre. Deocamdată am mai avansat. Ce clădire mai putea face? Aici v-am arătat că am puțin pe tab, ne dă viziunea asta care se oprește chiar și joc un pic. Să vedem animale, resursele de pe hartă, practic. Animalele și celelalte resurse. Și după cum știm, animalele care sunt notate cu roșu sunt periculoase de atacat, cu galben mai puțin periculoase, iar cu verde cele mai ușor de vânat, cum ar veni. Zicea că o să schimb viteza jocului, pot să dau mai repede sau mai încet, sau să pauzez. Help-ul și meniu. Mai trebuie un băț aici și două piei. Două piei. No? Pluralul la piele, piei, nu? E gata. Când e gata, are tot ce trebuie făcut. Cineva să culeagă toate astea de aici. În afară de zonele de muncă, noi putem da random, dacă vrem să vâneze pe respectivul, să culeagă anumite chestii de pe undeva. Dăm un dublu click și dăm. Cineva se va ocupa, dar trebuie să-i dai comanda. Zona asta de vânătoare e bună, că vă văd. Bine, acum să mă amunțe aici. Vin animale aici să bea apă. Acum să mă amunțe, să știa să mai greu de vânat. Ok, deci mi-a făcut casa, ne face și aduce cineva vă câmbețele astea aici. Asta a venit cu ceva pere la el. Am mai avansat un pic, băieți, deci în episodul ăsta cam atât. Avansam cu pași mărunți. Am făcut o tehnologie, am putea să mai facem două, o să facem data viitoare să vedem despre ce e vorba. Mulțumesc pentru vizionare, rămânem pe data viitoare, aici a fost Horror. Ciao, ciao!